Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe paginile de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în fiecare zi cu toate noutățile pe care le prezentăm pentru dumneavoastră. Discutăm astăzi despre politică, despre administrație, dar și despre problemele economice care, din păcate, în această perioadă au scos mai mulți oameni în stradă. Nu doar România se confruntă cu această problemă, pentru că în mai multe state din Uniunea Europeană, transportatori, fermieri, agricultori au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor fiscale care au fost luate în acest an. Am văzut cu toții și în județul Hunedoara au fost astfel de proteste. Sute, poate chiar mii de persoane au ales acest mod de a-și arăta indignarea față de unele măsuri adoptate în acest an. Vom discuta astăzi și despre pensii, pentru că din acest an au fost majorate cu un anumit procent pensiile. Vedem dacă într-adevăr și din septembrie vor mai primi pensionarii câte ceva sau nu în buzunarul lor. Sunt multe necunoscute, pentru că să nu uităm, totuși vorbim de un an 2024 electoral în care probabil vor fi multe promisiuni, dar sperăm noi să fie la fel de multe realizări. Astăzi l-am alături de mine pe domnul Ilie Toma, deputat din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, bine ați revenit și la mulți ani, că nu ne-am văzut în acest an. La mulți ani, bine v-am regăsit în noul an, mulțumesc pentru invitație, eu răspund întotdeauna afirmativ. Sărbătorim la doamnelor, bună ziua domnilor, Dumnezeu să ne ajute la toți să avem un an bun, exact ca și cum a făcut deschiderea doamna noastră din studio, doamna Tămaș, care într-adevăr cu vocea dânsei, dar de profesionist, repet, a spus lucruri mari și lucruri adevărate despre felul în care România trăiește cu intensitate orice eveniment, dar în același timp România are și problemele ei care trebuie să fie auzite, ascultate și găsite soluții și rezolvate. Cam așa stau lucrurile. Mă bucur că ați finalizat discuția așa, că trebuie și rezolvate aceste probleme. V-am apreciat foarte mult discursul pentru începerea emisiunii, pentru că acolo au fost niște cuvinte cheie. Am văzut că nu le-ați spus întâmplător și vă felicit pentru felul în care faceți jurnalism. Atât cât pot și îmi permite pregătirea și nu funcția, că funcția nu se permite, pregătirea se permite întotdeauna. Funcțiile, trebuie să fii atent la oameni și să vezi care sunt problemele. Trecătoare. Și calitatea umană însă... Păi da, dar dumneavoastră vedeți ce se întâmplă în toată societatea asta internațională. De fapt, nimeni nu mai... Pur, eu așa constat. Asta este părerea mea, dar țin să o expun în mod special. Nimeni nu mai... Sistemul valoric vechi, adevărat, bazat pe educație, bazat pe valoare, cu adevărat, în câmpul muncii sau știu eu, acolo unde desfășoară activitatea sau chiar pe valoarea de omenie de care dai dovadă, pentru că acum, cum am spus, suntem toți persoane, dar oameni, poate că nu suntem toți. Și important să dai dovadă de omenie. Atâta timp cât o societate care se dezvoltă, este în prima evoluție, zic mințile luminate, dar poate că este pe de o parte și în involuție. Vedeți dumneavoastră, atâta timp cât nu, repet, acea societate care pune valorile invers, cu toate astea se mai regăsesc cu oameni și în mod special și sunt mândru că sunt român, în societatea românească să se pună de-a curmezișul, să nu accepte ideea să înlocuim bărbatul cu femeie, să nu accepte ideea de părinte 1 și părinte 2, pentru că este foarte clar că avem tată și mamă în România și așa vom avea cât vom exista generația asta care este ține mult. Este opinia dumneavoastră asta pe care o respectăm, însă fiecare da? Nu, dintre noi nu are respectăm loc sub soare. Hai să fim serioși, părinte 1 și părinte 2. Haideți să luăm, că efectiv, eu nu am venit aici să judec, repet, încă o dată, dar am venit să apăr valorile poporului român, valorile care au fost bazate pe... Poporul ăsta are niște valori în mod special. Bine, avem și lucruri mai puțin bune, nu spune nimeni, care le duce la extremă întotdeauna.
Dar poporul ăsta întotdeauna s-a bazat pe credință în Dumnezeu, s-a bazat pe unitate națională și pe ideea de jertfă. Dar asta nu înseamnă că acele persoane nu au credință în Dumnezeu. Sau eu repet încă o dată, eu nu pot să judec pe nimeni. Eu am nu scos este în evidență, discuției noastre de astăzi, dar nu, așa eu am ca scos o în evidență ideea că o mână de oameni se pun de-a curmezișul și încearcă să promoveze valorile românești. Și valorile românești sunt bazate pe omenie. De aici am plecat noi discuția. Însă și în politica asta social-democrată, întotdeauna omenia este pusă pe primul loc. Și ce spun? Adică empatia cu cel simplu, empatia cu omul de rând, empatia cu problemele omului de rând. Există această empatie în prezent? Păi oare prin măsurile astea vedem că economice oamenii... care au fost luate... Oamenii pe aici, pe acolo, nu sunt poate chiar foarte mulțumiți de traiul pe care îl au în fiecare și zi. Și pe bună dreptate. Se uită așa cu durere așa. În portofel atunci când sunt nevoiți să-și achiziționeze medicamente, hrană, să-și plătească utilitățile, pentru că sunt foarte mulți români care și în această perioadă, până în 31 martie, când încă mai beneficiază de acea bonificație, fac coadă la taxe și impozite pentru a și le plăti. Sunt acei români care, din puținul lor, încearcă să plătească în primul rând tot ceea ce au de plătit și mai apoi dacă le mai rămân tocmai despre asta discutam, da? Întotdeauna dreapta a închis școli, a închis spitale, am tăiat pensia, a tăiat salarii. A venit stânga, nu mai enumerăm partidele politice că se știe foarte clar acum care cum a fost coaliție, și ce performanțe. E și PSD, PNL, adică ar trebui... Aici nu are nicio importanță. Coaliția este cea care ține comul de rând. La mine în minte și valorile politice care mi-au fost mie inserate de, știu eu, mai mari mei din politica județului Hunedoara, de către colegii mei care am avut și am colegi profesioniști, să știți, care știu să facă politică cu adevărat, au fost întotdeauna transpuse pe modelul omului de rând. Deci, dacă cineva care are condiții superioare de viață altuia, pe bună dreptate poate le are, la câștigat legal nu face nicio chestie, se descurcă, asta. Se poate descurca, cu siguranță cei care sunt mai defavorizați de soartă, mai simpli, mai modești, e mai greu să se descurce singur și atunci trebuie întotdeauna cel care conduce și administrează, ești ca un părinte într-o familie, tu ai mai mulți copii, unul poate este mai deștept, altul merge mai greu cu școala, dar tu iubești pe toți la fel de mult. Asta este ideea. Sper că m-ați înțeles foarte bine. Eu v-am foarte înțeles bine. Foarte bine, doar că este aceasta o soluție de a oferi, statul român să ofere întotdeauna sprijin celor care, așa cum spuneați, poate nu este vorba doar de sprijin să economic. Aibă mai mult așa cum își nu doresc. Este vorba doar de sprijin sau economic, bine, este vorba și de sprijin educațional. Locuri de muncă mai bine plătite. Păi și locurile de muncă mai bine plătite nu se fac cu oameni care sunt mai competenți. Oamenii care sunt mai competenți nu se fac cu condiții de învățământ superioare și stimulative pentru omul de rând. Ei, ca să mergi la școală nu-ți trebuie sănătate. Deci toate astea se găsesc prin măsurile luate de un guvern, de o administrație a unei țări, prin politicile sale fiscale, dar politicile sale fiscale care trebuie să se regăsească nu numai în buzunarele omului de rând, ci în viața omului de rând. Să aibă odată infrastructură, dar totul pleacă de la sănătate. Deci dacă ai sănătate, pe locul 2, educație, învățământ, spune eu, exact. Învățământ, da, deci, dar nu poți să mergi la școală dacă ești bolnav, repet. Însăși, medicii, de fapt, poate că aveți dreptate, trebuie puse amândouă pe același plan, pentru că medicii se formează prin învățământ. Corect. Foarte corect ați spus. Și atunci, toate astea, aducându-le înspre idee de unitate națională, de familie, că iarăși revenim, vedeți unitatea în cultura poporului român, întotdeauna se regăsesc cele trei elemente, pământ, cer și credință. Și când spun pământ, vedeți, prin ceea ce am consumat noi în decursul secolelor, noi am avut legătură cu pământul. Prin ideea de a avea un aer curat și am avut și am trăit în... medii care nu erau toxice și am avut legătură cu cerul și credința în Dumnezeu care totdeauna am dus-o, am spus întotdeauna Doamne ajută-ne și spunem și acum și o promovez chestia asta, o simt, nu o ducem la extreme că pe urmă părem că facem, nu știu, alte da, nu este cazul chestii care cum spuneți dumneavoastră în emisiune. Da. Și prin ideea de unitate am promovat-o prin familie, deci sunt cele trei elemente ale poporului român.
Acum, dacă ne considerăm mai educați, că suntem mai educați față de acum 100 de ani, de exemplu, față de acum 200 de ani, nu se pune problema. Atunci hai să ne întoarcem fața și spre omul de rând și să vedem cum îl putem ajuta. Și începem, cum a spus dumneavoastră, educație, sănătate, locuri de muncă, locuri de muncă mai bine plătite. Cu siguranță, dacă vei avea o educație mai bună, vei avea un loc de muncă mai bine plătit. Vei ști cum să te integrezi în societate, vei vedea care sunt problemele societății, pentru că cerințele întotdeauna sunt foarte multe, dar putințele nu sunt pe măsura cerințelor. Și dorințele noastre, a fiecăruia, vedeți dumneavoastră, și într-o familie sau într-un grup sau oriunde mergem și reprezentăm o entitate socială, dorințele noastre sunt unele și modul de a le realiza sau realizările sunt altele. Așa funcționează lumea asta, bată, că nu-i perfectă, dar încercăm să, prin felul de a fi și prin atenția la amănuntele de zi cu zi și la semenii noștri, cu siguranță ne putem îndulci viața, să spun așa. Da, este foarte corect ce a spus, trebuie mai mari țări întotdeauna să se gândească absolut la toți cetățenii. Da, sunt foarte de acord și ați văzut că nu am vrut sub nicio formă să deturnez subiectul pe care l-a spus dumneavoastră, dar eu mă gândesc că lumea a observat deja de luni de zile că există un guvern acum condus de Marcel Ciolacu care se gândește la oameni și ia măsuri bune pentru oameni, chiar dacă cei din opoziție ripostează, fac politică, este dreptul dânșilor să demonstreze un stat democratic. Dacă ne uităm așa puțin mai atent, păi, nu doar vine un an electoral și atunci încearcă fiecare să-și câștige, să spunem așa, simpatizanți cât mai mult, care sperăm noi, speră dânsii, speră fiecare în parte cel care face politică, că le vor aduce voturi care să contribuie până la... Asta înseamnă politică, inclusiv PSD și toate celelalte partide. Da, dar nu toți simpatizanții merg la vot. Deci politica e totuși mai amplă, nu e doar așa cum o vedem... Știu eu, cei care sunt la începutul politicii românești și încearcă doar prin țipete, urlete, ruperi de ritm și ridicarea tonului în modul în care vorbești și eu la tribună oficială sau poate într-o ședință, să arăți că ce postul să faci și n-ai făcut niciodată. Dar de fapt tu și trecutul profesional poate la unii lasă de dorit și atunci trecutul și probitatea profesională și morală de multe ori se regăsesc în viața celui care face politică. Poate cel care face politică are realizări mai mari sau mai mici. Poate că cel care face politică nu spune întotdeauna câte a rezolvat în spatele cortinei, poate că nici nu se pot spune de multe ori. Sunteți că mulțumită așa funcționează de viața politică pe care ați avut-o până acum, că tot spuneați de chestiuni și morale și din toate punctele de vedere, care până la urmă ar trebui să definească politicianul român. Stimată doamnă, eu am încercat să-mi fac datoria pentru care am fost trimis acolo. Întotdeauna. Ați încercat, eu am încercat și să nu. Asta trebuie să o spun omul de rând. Omul de rând o spune întotdeauna, sau ți-o spune în față, sau ți-o spune la vot. Asta o las, nu mă pot eu aprecia pentru că aș fi, oricât aș încerca, aș fi subiectiv, pentru că sunt subiectiv, dar prin felul meu de a fi de zi cu zi, prin felul meu care ați văzut, indiferent unde am fost, că am fost la casa de pensii, ca să spunem așa, să luăm ultimii cât sunt 8 și cu încă vreo 16 ani în care am intrat în politica hunedoreană și am pășit și eu alături de colegii mei spre politica mare, hunedoreană și națională, am încercat să ne păstrăm aceleași valori cu care am venit. Îmi amintesc că am debutat la o televiziune exact pe fondul unui meeting în care îl apăram pe cel de la Smurd, cum îl cheamă pe domnul secretar de stat, Raed Arafat. Da. Îl apăram în fața non-valorilor democratice pe care le promova Băsescu la vremea respectivă și am fost invitat într-un... Nu, aceea a fost a doua emisiune, pardon, mint. Prima emisiune a fost la bătălia directă Mircea Joana Traian Băsescu, în acea dimineață în care ne-am culcat cu un președinte și ne-am trezit cu altul și am fost, apropo, de unde fost și celebra Mihaela Dragostea mea, nu? Dacă nu mă înșel, 1TV se numea atunci, cred că era tot al dumneavoastră, cu acel domn reporter care nu mai este acum în viață. Nu mai știu cum îl chema și am fost împreună cu Dan Bobouțanu, apropo de chestia asta. Da, aceea a fost prima mea ieșire la televiziune și spuneam, nu ne putea acuza nimeni de nimic. Vreau să vă spun doar valorile care le-am promovat atunci și care le promovăm acum. Dați-ne șansa, exact asta, veneam în fața națiunii, în fața județului Hunedoara, că eram
televiziune locală, dați-ne și nouă șansa și abia pe urmă să ne judecați. Deci nu ne judecă, toată lumea te băga în aceeași căciule. Și era normal, pentru că și noi, făcând politică la un anumit nivel, și noi băgam pe toată lumea în aceeași căciulă, toți sunt la fel. Probabil, cu toți suntem oameni care avem lucrurile bune și mai puțin bune ale noastre, însă am cerut lucrul ăsta, dați-ne șansa și judecați-ne pe urmă. Eu cred că acum, după 14 ani, 15 ani din 2009-2010, este momentul să ne judece. Și cred că nu stăm chiar atât de rău și cred că valorile noastre sunt aceleași și cred că aplecarea față de omul de rând este aceeași și judecați dumneavoastră absolut, dar absolut toată relația noastră și profesională și morală și omenească în relațiile cu semenii noștri și vedeți dacă s-a schimbat ceva. Cei de acasă, cei care ne urmăresc, dacă s-a schimbat, veniți și spuneți-ne lucru. Să vedem cât de mult am greșit, să nu mai greșim ce am greșit și să încercăm să îndreptăm. Însă, coloana vertebrală și structura pe care am spus-o atunci a rămas aceeași, vă garantez eu. A plecarea față de omul de rând și a problemelor față de cel care le trăiește în societate și nu și le poate rezolva singur. Eu așa spun. Asta cred că trăiesc în aceste zile și cei care au ieșit în stradă și spuneam puțin mai devreme despre acești transportatori, fermieri, agricultori din România care au ales să-și spună oful, să-și spună durerea cu privire la noile măsuri fiscale care au fost adoptate în acest an. Au fost zeci de revendicări din partea acestora, au fost discuții numeroase și cu cei de la guvern și cu reprezentanții acestor firme și nu numai și lucrurile aparent s-au mai liniștit. Acum dumneavoastră poate ne puteți spune mai multe cu privire la acest lucru. Să nu uităm că au fost și grefieri în grevă, au fost și medici care și-au arătat nemulțumirea și au ales să protesteze. Pe bună dreptate au protestat. Ați văzut, protestul este legal, este legitim, este pertinent, însă și premierul Marcel Ciolacu a spus acest lucru și în fiecare zi a încercat să rezolve problemele unui grup de protestatari pe categoriile sociale din care făceau parte. Nu neapărat doar măsurile fiscale care au fost luate la sfârșitul anului trecut pentru noul buget reprezintă aici o problemă. Sunt perpetuate și anumite probleme economice, sociale, politice și la nivel european și la nivelul țărilor vecine care au pus un pic stop în ideea de a dezvolta cât mai bine agricultura românească și transporturile în România. Și tot mi-ați ridicat mingea la fileu și tot mi-ați spus din culisele politicii, însăși din decembrie am auzit că vor exista discuții în ceea ce privește problemele agricultorilor, în mod special și a transportatorilor. Știam pe surse că vor exista anumite întâlniri în a doua jumătate a lunii ianuarie anului 2024, în momentul când s-a încheiat sesiunea parlamentară în anul 2023, s-au discutat chiar aceste lucruri și s-au trasat la ședințele de grup parlamentar, la ședințele politice, de către premierul Marcel Ciolacu, să, în mod special Ministerul Transporturilor și Ministerul Agriculturii, să aibă întâlnire la toate nivelurile cu toți reprezentanții și a fermierilor și a transportatorilor, dar ia cât evenimentele au luat-o probabil puțin mai repede, au ieșit în stradă de frică că nu-mi dau seama, nu-i se va rezolva problema și la medici, și la grefieri, și la fermieri, și la transportatori, problemele sunt 95% rezolvate. Știm foarte bine și acum să le luăm pe rând. Vă rog. Să vă dau un singur exemplu. Astăzi au fost anunțate, ca să judecați dumneavoastră și poporul care ne ascultă, astăzi au fost anunțate proteste de amploare în Timișoara, unde trebuiau să participe undeva la vreo 400 de protestatari cu 300 și ceva de utilaje și au fost 30 de oameni cu 20 de utilaje. Deci, ia câte oamenii și-au dat seama că problemele au fost rezolvate, dar încă mai există acte care trebuie scoase ca și hotărâri de guvern,
ca și ordonanțe de urgență, dar ele sunt deja pe parcursul legislativ și săptămâna viitoare cel târziu, dar în orice caz, în proporție de 70%, problemele fermierilor și problemele transportatorilor s-au rezolvat. S-au găsit soluții în urma discuțiilor purtate. Am văzut tot că și premierul României a coborât între oameni. Nu a fost să primit chiar bine, dar iată acum, că vedeți, dumneavoastră, este și agitatori și mai puțin implicați politici care, mă rog, fac mai mult agitație, cum v-am spus, decât politică. Haideți să, foarte bine, că există și acești oameni, pentru că într-o societate democratică trebuie să existe. Dar dacă primul ministru al României coboară între oameni și nu are nicio problemă a discuta cu oamenii și nu are nicio apăsare că i s-ar putea întâmpla ceva, și asta spune ceva. Spune acea valoare umană, spune acea politică pe care o face în mod special pentru omul de rând, și omul de rând o apreciază. Și categoriile sociale o apreciază. Dar cum vă spuneam, ați văzut că pe toate posturile au apărut ideea că revendicările au fost rezolvate cu bani și că bani există. Păi de ce există? Pentru că au fost prevăzuți deja în bugetul pe anul acesta, în bugetul Ministerului Agriculturii. Și atunci de ce s-a mai ajuns în această situație? Păi nu vă spusesem, că oricum existau soluții, discuțiile pentru care trebuiau modificate anumite chestiuni legislative și să nu mai se ajungă aici. Nu știu să vă spun, eu sunt prea mărunt în politică, vă spun. Dar sunteți până la urmă trimis de către Hunedoreni să îi reprezentați. Știți cum mă numeam eu? Tehnocratul Hunedoreni, nu vă mai aduceți aminte cum mă făceam. Așa mai sunteți? Aș vrea să mă consider încă oamenii cu sufletul, pentru că asta spune multe, spune că ești aproape de omul de rând. Și avem un mesaj de la unul dintre cei care ne urmăresc și pe rețelele de socializare și spune: domnul, descumpirile din magazine, descumpirea RCA de taxe și impozite, nu ziceți nimic, poate nu este cazul PSD să fie interesat de bunăstarea cetățenilor din România. Ba da, PSD este interesat întotdeauna de bunăstarea cetățenilor din România. PSD întotdeauna a fost și a luat măsurile necesare fiscale și economice ca omul de rând să simtă în buzunar. Judecați-ne, vă rog eu mult, și prin prisma altor partide care au condus România și au luat niște hotărâri care tot în defavoarea buzunarelor românilor s-au regăsit. Vreți să vă dau un exemplu? Vaccinurile de 1 miliard de euro. Vreți să vă dau alte exemple? Împrumuturile luate în anumite perioade ale conducerii de dreapta, care au băgat România peste 50% din PIB în datorii, și acum nu mai avem același lucru. Deci se poate, dacă vine totuși cineva, normal că nu poți să faci minuni peste noapte, normal că nu ai o baghetă magică. Pe oamenii de rând îi interesează alimentele, interesează RCA-ul, interesează taxele și impozite, gândiți-vă, mai puțin acele vaccinuri care într-adevăr... Corect, dar gândiți-vă cum ar fi fost dacă Partidul Social Democrat sunt loviți direct. N-ar fi luat măsurile necesare astfel încât să plafoneze prețurile la principalele alimente de bază 16. Gândiți-vă cum ar fi fost acum. Prețurile încă sunt echilibrate la carne, unele la au mai făină, crescut, totuși nesemnificativ față de creșterea în 2020-2021 până la jumătatea anului 2022. Era jalnic. Dacă se mergea la acel ritm și nu numai la alimente, și la energie, gândiți-vă cum ar duce omul de rând. Și o să vă dau exemplu direct. Săptămâna trecută mi-am verificat și eu că orice om de rând, centrala termică de la gaz, și care au venit și de la gaz în casă la mine, și logică știu unde vin și încep să discute politică. Și atunci mi-au spus, ar fi vai și amar dacă nu ar fi plafonat prețul. Zic, vă rog frumos, nu mai faceți politică cu mine. Nu, vă rog să mă credeți, domnul Toma, că umblu din casă în casă și ascult vocea poporului. Local, exact, și dacă nu ar fi plafonat oamenii prețul gazului, ar fi foarte greu, ar fi aproape imposibil pentru jumate din populația care este pensionară și jumate din populația salariată, mi-a spus, să-și plătească gazul la felul cum creșteau prețurile. Ei, asta nu este o măsură bună. Plafonarea prețului și ajutorul care a fost și pe litru de motorină și de benzină. Cardurile de alimente. Apropo de cardurile de alimente, eu vă spun un singur lucru. Întotdeauna politica Partidului Social Democrat a fost și este și se va, mai ales noul PSD, așa cum ne place să-l numim acum de ceva timp, când am încercat să ne recunoaștem greșelile și să le rezolvăm,
astfel încât să nu se mai repete, să nu mai faci o greșeală la greșeală. Întotdeauna politica Partidului Social Democrat s-a bazat pe reducerea cheltuierilor statului și pe combaterea evaziunii fiscale. În concordanță, repet, cu politica de a se regăsi orice creștere economică și buzunarul românului. Eu nu spun că s-a făcut încă suficient, greșeli facem și noi. Întotdeauna este loc de mai bine, dar pașii făcuți sunt spre bine. Cum ar fi fost să fie cei de dreapta din nou să numărească pensiile cu 13,8%? Un exemplu vă dau. Și spuneați că nu știți dacă în septembrie se vor mări, în septembrie, da, se vor mări majoritatea pensiilor, însă, repet, ca să fie foarte clar, pensiile foarte mici se vor dubla. De acolo va fi o creștere pentru pensiile mici și mijlocii mare. Ca să explicăm, va fi așa, o creștere foarte tuturor, mică pentru pensiile mari. Iar pentru pensiile foarte mari, îmi pare rău să spun, nu va fi nicio creștere. Eu vă spun adevărul. Deci, cu alte cuvinte, cei care au muncit, spre exemplu, 30 de ani în, la termocentrala Mintia, în minerit sau în orice altă domeniu, oamenii ăștia vor avea pensiile, o pensie, să spunem, de 4.000 de lei. Este o pensie medie. Presupunem, da? 4.000 de lei. El poate mai primește 200 de lei în plus. O altă persoană care poate a muncit... Va primi mai mult de 200 de lei în plus, va primi undeva, zic eu, că încă nu am softul, că nu l-am văzut, undeva la 800 de lei la... Bun, zic, pe lângă cei 4.000 de... mai primește 800 de lei. Iar cel care are 2.000 de lei, cu siguranță, așa, va primi 1.200 de lei. Care și mai bine de 1.200 de lei. Poate 18 ani, da? Nu discutăm aici despre pensiile care au avut stagiu complet de cotizare, pentru că foarte mulți oameni au avut stagiu complet de cotizare în acele domenii. Și pentru cei de la Mintia, majoritatea au stagiu complet de cotizare. Nu cred că sunt probleme să-și facă vreo idee că nu li s-ar mări pensiile. Este corect sub nicio față formă de cei care au muncit 30-40 de ani în domenii. Pe noua legea pensiilor se va face o mare separație pentru cei care au muncit, pentru că vor primi puncte în plus, care au peste 25 de ani, sunt acele puncte care se primesc suplimentare, și cel cu 18 ani nu le va primi. Și pe noua recalculare, da, își va păstra pensia în care o are cel cu 18 ani, însă cel mai avantajos va fi cel care are cel puțin 25 de ani. Deci e ideea de a face dreptate, și inechitatea la care dumneavoastră faceți referință în emisiune se va repara. Am mai discutat despre noua legea pensiilor, v-am spus exact cum funcționează. V-am spus că toți minerii, energeticienii și siderurgiștii nu vor fi deloc, absolut deloc, defavorizați. Dimpotrivă, condițiile se vor menține. Vor fi favorizați, repet încă o dată, cei cu pensii foarte mici și mici. Pentru că întotdeauna au fost creșteri proporționale și cel cu pensie foarte mică, chiar dacă a avut acel stagiu complet de cotizare și altul a avut stagiu mai puțin de cotizare, i-a crescut, având o valoare mai mică, i-a crescut normal mai puțin față de el cu o valoare mai mare. Deci aici s-a lucrat. Se vor stopa limitele maxime și vor crește mult limitele minime, să se apropie de limitele medii. În practic, unii dintre ei sunt încurajați să nu depună prea mari eforturi atât timp cât sunt în câmpul muncii, pentru că oricum vor primi de la stat încă cel puțin jumătate din pensia pe care o iau. Nu înțeleg. Ce îmi spuneți? Eu știu că este încurajată munca. Eu știu că prin absolut tot ceea ce s-a făcut în noua lege a pensiilor, cu cât ai mai mulți ani de muncă, cu atât vei avea o pensie mai bună. Deci tocmai că pe noua lege a pensiilor este încurajată munca. Veți vedea și măsurile care se vor mai lua până la sfârșitul anului, astfel încât să echilibrezi multe din inechitățile sociale care se întâmplă în România, nu doar pentru pensionari, și pentru salarii, care și salariile vor crește semnificativ, și salariile vor avea o lege până la sfârșitul anului acestuia, și salariile vor intra într-o linie dreaptă în concordanță cu tot ceea ce înseamnă câștigul în Uniunea Europeană și cu câștigul mediu brut din și România. Și impozitele pe aceste salarii vor fi... Eu nu am auzit să se mărească. Deci nu știu de ce tot se discută. S-au mărit impozitele pe salarii? Știți dumneavoastră să se fi mărit impozitele pe salarii? Mă refer și la cei care depășesc mărit pensia, spre exemplu, pe salarii. De... Nu țin minte, acum 4.000 2.000 de lei depășea, așa, da. A crescut și acel prag. Să plătească anumită, tot ce depășea, un anumit procent. Da, dar numai ce depășea, de exemplu, acei 2.000 de lei. Nu tot. Și nu plăteau un impozit în mod special, ci plăteau
asigurările sociale pentru sănătate. Sunt niște diferențe. Oricum au plătit acei oameni totul. Toată viața sănătatea și poate mulți dintre ei nici măcar nu au beneficiat. Bun. Sau nu au avut din fericire nevoie. Cât ai o pensie mai mare, de exemplu, de 8.000 de lei, să luăm pragul care a fost vechi, de 2.000 de lei și depășea, plăteau asigurări de sănătate pentru acel 6.000 de lei. Nu plătea ca și unul care avea o pensie mai mică, de plătea mult mai mult. Deci și acolo existau niște echități, să spun așa, sociale, gândite. Ei, acum noua lege a pensiilor vine și rezolvă toate aceste inechități sociale care... Asta din septembrie. Spuneați că lucrurile se vor din mai... Din septembrie prin recalculare, dar deja s-au început în anumite județe, au ajuns softul la noi, încă se lucrează să se adune, fiind foarte multe dosare și având Hunedoara, să știți că a avut cea mai bogată paletă socioprofesională din țara asta. Discutam și cu doamna director de la Casa de Pensii și într-adevăr îmi spunea că este o activitate destul de intensă. Se apropie cu aici. Succes de final și îmi felicit colegii de la Casa Județeană de Pensii, pentru că totdeauna a dat dovadă de profesionalism și loialitate și se apropie de adunarea tuturor datelor care le-au fost cerute de la nivel național, pentru că sunt județe care au câteva categorii socioprofesionale. La noi aici nu vreau să dăm exemple, că colorată. Nu vreau să dezavantajez pe nimeni și nici să laud. Alte județe. Discutăm despre ce se întâmplă în... Discut despre județul meu cu mândrie. Deci, sunt convins, pare să rău, știu lucrul acesta. Sincer, dar județul ăsta s-a lucrat. În județul ăsta a existat cultul muncii, acea muncă pe trei schimburi. În județul ăsta s-a apreciat munca și s-a construit țara. Aici s-a făcut metal și cărbune. Pe asta s-a bazat începutul Uniunii Europene. Mai sunteți și în prezent la fel de mândru de județul Hunedoara în ceea ce privește activitatea... Absolut, la toată lumea sunt mândru, la toți colegii mei care administrează. Pentru că nu mai avem acea industrie, nu mai avem dacă până în 2016 Hunedoara a șchiopătat, ba chiar a rămas în urmă, în ultimii 3-4 ani a început să crească. Din ce punct și de asta, vedere? Din punct de vedere economic, din punct de vedere al locurilor de muncă, din punctul de vedere al proiectelor europene, din punctul de vedere al banilor aduși. Păi când am mai adus în Consiliul Județean, spuneți-mi și mie, sute de milioane de euro în județul Hunedoara numai pentru investiții și pentru tranziție justă. Când s-a întâmplat lucrul ăsta? Când au mai fost primari? Nici nu au mai fost atâtea oportunități ca acum privind proiectele și pe fonduri europene. Dar n-a fost voință, dar nici n-a fost putință, dar nici n-a fost muncă acum, făcute. La dispoziție aceste proiecte, trebuie doar să mai avem le scrie, comparat, să le mai gândească sunt și gândească colegi și de la alte partide politice care nu fac lucrul ăsta, care nu își aduc bani europeni, care nu scriu proiecte. De ce oare? Pentru că nu pun comod. Sufletul pe fi mai comod atunci. Asta este. Deci hai să recunoaștem profesionalismul colegilor mei din Partidul Social Democrat și să-l apreciem. Și să recunoaștem, da, domnule, sunt mai performanți decât ceilalți. Asta este. A început cumva bătălia electorală, să înțeleg. Dacă ne uităm puțin la ce se întâmplă în județul Hunedoara, despre bătălia electorală, vorbim că dar mai avem vreo 15 minute din emisiune și ar fi bine cred să că avem mai mult un pic. Lăsați-mă un pic să vă spun exact măsurile economice care au fost luate tocmai zilele astea prin hotărârile guvernului Ciolacu, prin implicarea președinților Partidului Social Democrat și mai președinților de Consiliul Județene, tot socialdemocrați care au dus problemele la București și au spus, la mine în județ sunt problemele următoare. Așa s-a întâmplat și cu județul Hunedoara, pentru că, cum a spus noastră, este un județ greoi. S-a hotărât în ședințele guvernului, în ultima ședință și în penultima, să se continue acel sprijin pentru populație și în 2024 prelungirea acordării creditului de alimente. Care, vedeți dumneavoastră, totdeauna spun unii că să nu le dai bani, să le dai locuri de muncă, dar corect, dar aici este vorba de pensionari care au lucrat, aici este vorba de pensionari cu pensii mici care erau peste 1700 de lei în 2022, dar acum s-a mărit pragul la 2000 de lei. De ce s-a mărit pragul și de ce primesc? Pentru că s-a mărit și pensia cu 13,8% și să nu piardă tocmai acei oameni, pentru că hai să fim serioși, 3-400 de lei nu i-a salvat de la multe lucruri pe lună. Și atunci tocmai în sprijinul acestor oameni defavorizați a venit Partidul Social Democrat. De asemenea sunt eligibile și familiile cu cel puțin 2 copii și care nu au un venit mai mare de 675 de lei pe cap de persoană în familie. Dacă nu ai un venit
ai o familie din 4 oameni și pe fiecare persoană nu ai un venit mai mare de 675 de lei, primești acel card de sănătate de 250 de lei odată la 2 luni. Deci eu zic că este o măsură extrem de bună și o măsură extremă care ajută exact pe acel om simplu. Ce vreau să vă mai spun și cu ce sunt mândru iarăși, căci în anul 2023 avem cu aproape 100.000 de contracte de muncă mai mult decât în anul 2022. Adică în 2022 aveam 5.747, acum avem 6.725. Și numărul mediu al salariaților este mult mai bun în anul 2023 față de anul 2022. De fapt, în 2023 putem să spunem că este cel mai bun din ultimii 5 ani. Clar, de departe. Deci aveam în 2022 5.747.000 de contracte de muncă cu aproximație și de persoane și acum avem 6.725. E un lucru bun, vă spun de ce, pentru că numărul de pensionari în țara asta întotdeauna s-a învârtit undeva în jurul cifrei de 5 milioane, dar au fost și perioade 2010, 2011, 2012, când numărul de salariați era mai mic decât numărul de pensionari. Acum am ajuns undeva la 1,2 salariați peste pensionari. Deci numărul de pensionari în România se învârte undeva la în jurul cifrei de 5 milioane. Și dintre acestea 5 milioane, cam cât sunt angajați la stat? Din cei 5 milioane pensionari? E, statistica asta chiar nu am, dar nu cred că... Nu dintre cei pensionari, dintre cei care sunt angajați, angajații la stat. Sunt undeva un milion de oameni. Un milion de... Da. Scade, angajați. Crește în funcție de necesitățile fiecărui minister, în funcție de necesitățile fiecărei agenții sau, știu eu, vedeți dumneavoastră, și o primărie, evident, în condițiile legii, își modific organigrama în funcție de venituri, de fonduri, de buget și de problemele pe care le au dân și fiecare în parte. Ei, dar e un mare lucru să ai o dinamică în care nu să scadă, să crească numărul de locuri de muncă, de exemplu, din 2013 până în 2023, cu un milion de locuri de muncă a crescut piața muncii în România. Deci nu a scăzut. Aveam, repet, și atunci, sub 5 milioane, undeva 4,9 angajați și 5 milioane de pensionari. Tot cam 5 milioane de pensionari avem, dar acum avem aproape 6 milioane de angajați. E un lucru bun. Și pe asta trebuie să se bazeze. Sigur că da, Doamne ajută. Multe locuri de muncă bine plătite. Bun, vă mai spun o dimensiune care ne arată clar că România este o țară atractivă, cu un bun mediu de afaceri, deși, repet încă o dată, nu mulți din afară iubesc România și o spun. Și asta se simte. Am început emisiunea cu acest lucru și m-am abținut din respect pentru dumneavoastră și pentru public, ok, să nu ducem pe anumită temă, da, se simte de mulți ani, dar mai sunt și oameni cu suflet pentru România. Și oamenii ăștia cu suflet pentru România, care conduc acum România, îi creează tot României condițiile cele mai bune ca să atragă investitori. În anul 2024 se pare că reindustrializarea României este pe drumul cel bun. Se deschid 8 fabrici noi în România, nu că se deschid. Vor începe producția. Deci investițiile sunt aproape finalizate. Unde și la început de un an, fabrici? Unde se deschid aceste nu sunt companii? Date încă publicității. Nu vreau să fac... Aici pot să vă spun clar. În domeniul auto, în domeniul construcțiilor de mașini, în domeniul utilajelor, în domeniul materialelor de construcții și în domeniul medicamentelor. E un lucru bun. 1,4 miliarde de dolari să-ți intre ca și investiții în România, nu de la Uniunea Europeană, nu de la bugetul de stat, ci de la investitorii privați. Să vedem cât ajung și în județul Hunedoara, că din păcate am mai avut posibilități și aici la Deva să vină investitori, doar că au ales nu trebuie să vă legați de nimic. Legați-vă și chemați în emisiune de cel care conduce Deva și care conduce destinele orașului Deva. Au ales Orăștie, alte companii pentru a-și dezvolta activitatea și mai puțin Deva. Coleg social-democrat, Ovidiu Bălan, coleg performant. Contează coleg care... doar omul politic sau și calitatea umană și echipa în primul pe care calitatea acel umană. Are. V-am spus, noi de aici am plecat și de aici ne-am construit echipa. Pe calitate umană. Dar nu prea au dezamăgit niciunul. Din potrivă, au performanțe. Păi pe Dan Boboțanu la Hunedoara, spuneți-mi mie, cine îl mai poate? Pe Dan Boboțanu îl bate doar Dan Boboțanu. Politic. Politic, că evident, la alegeri. Dar ce discutăm? Care? E performant, da?
prin proiectele care au europene. Da, cu siguranță contracandidați care poate vor veni în față. Hai să fim serioși. Pe Dan Băbuțeanu la ora actuală la Hunedoara îl bate doar Dan Băbuțeanu, vă spun. Pe Băbuțeanu nu poate bate decât Băbuțeanu. Păi, evident. Sperăm că iasă nu pe primul loc. Foarte, este un om echilibrat, nu-mi fac probleme despre dânsul sub nicio formă. Cine îl poate bate pe domnul președinte Laurențiu Nistor la Consiliul Județean? Șanse vă dezvălui așa, o experiența mea cu dânsul de când eram novice între ale politicii hunedorene și de când dânsul prelua frâiele la nivel județean și încet, încet ne selecta, dar ne dădea probe. Și probele erau pe muncă. Munceai, jucai la firul ierbii, erai performant, erai în echipă. Nu erau pe simpatii, n-a fost niciodată. Da, empatizează cu oamenii, dar când e vorba de profesionalism, de cel care se încadrează și face performanță. Joacă în echipa dânsului cel care nu. Și ne-a spus următorul lucru. Bă, tinerilor, eram mai tineri și noi pe vremea cu 15 ani în urmă, mergeți în teritoriu, vedeți ce vor oamenii, dar în principal vedeți ce vor tinerii, pentru că tinerii de acum vor fi cei de vârstă medie, peste 10, 15, 20 de ani, iar societatea într-o țară, zice, se construiește pe ideea de a vedea ce vor tinerii, cum vor vrea ei să arate societatea peste 30 de ani. Cu siguranță nu veți putea face minuni, dar veniți cu ideile care le culegeți din teritoriu, le punem. Ce voiau tinerii proiect, în urmă cu 16 ani când dumneavoastră erați novice în politică, din discuțiile pe care le-ați avut atunci? Tinerii cu 16 ani doreau să intre în Uniunea Europeană, în mod special tinerii de atunci doreau să poată circula liber pe toată întinderea într-o globului pământesc. Într-o oarecare măsură s-a îndeplinit, doar că mai avem încă multe lucruri. Tinerii de atunci doreau o țară performantă, doreau o țară care să fie cu o sănătate solidă, ca și afară, tot discutăm de afară. Să știți că de multe ori medicii noștri sunt mai buni decât medicii de afară. De multe ori, în ultimii ani, am găsit medici care vin români din străinătate să lucreze în România. Oare dacă n-ar fi atractivă România, n-ar veni. Eu sunt convins că sunt români și au sufletul românesc și atunci își doresc să fie România. Foarte bine, îi felicit. Deci pe asta s-a bazat întotdeauna politica președintelui Laurențiu Nistor. Pe ideea de a vedea ce își dorește cel din teritoriu, ce probleme are cel din teritoriu, trebuie culese, venite, puse pe hârtie și găsite soluțiile alea. Veneam de multe ori și spuneam, uitați care este problema acolo. Spunea, ocupă-te! Direct! Mi se pare unde, normal, ai identificat unde, problema, corect, rezolvă-o. Unde te împotmolești, vin eu și te ajut. Și așa era, să știți. Laurențiu Nistor a întins întotdeauna mâna... Și spuneați că nu știți cine va putea bate politic pe Dan Băbuțeanu, pe Ovidiu Bălan, pe Laurențiu Nistor. 2024, un an destul de complicat pentru dumneavoastră, toți politicienii. Pentru dumneavoastră mi-ați ridicat mingea la fileu și m-ați întrebat despre de ce tot îmi laud colegii social-democrații. Păi uite, eu v-am dat exemplu concret de ce îi laud. Nu îi laud, că nici eu nu aș fi alături de cineva care n-ar face performanțe. Nici eu n-aș fi alături de cineva care n-ar împărtăși ideile politice ca și mine. Ideile, în primul rând, omenești, repet, că a face politică înseamnă, în tratatele de specialitate și în dicționar, politică înseamnă să convingi pe cineva că tu poți face performanță economică care să-i aducă o viață mai bună acelui cetățean. În ultimii ani am tot fost, dar populația nu doar tot convins, nu doar prin vorbe de aceste la noi lucruri, este convingere. Mai trebuie și fapte. La noi este fapta. V-am dat numai în această emisiune, dacă o derulăm de la capăt, măsurile economice care au fost luate pentru creșterea nivelului de trai și pentru ideea de zi cu zi de a avea o viață mai bună. Repet încă o dată, nu suntem perfecți, dar suntem perfectibili și vrem să fim perfectibili și vedem unde greșim și încercăm să reparăm greșeala. Cum va fi 2024 pentru politica românească, domnule Tomașa, în maxim un minut, pentru că atât mai avem la dispoziție? Păi, la fel cum a început, un an tensionat, un an în care ies în stradă anumite categorii de populație, știu eu, stimulate de alte partide politice care n-au fost niciodată la guvernare și nu știu cum se face lucrul ăsta și nu știu cu ce se mănâncă. Spuneți că dar sunt apropo, confiscate, încă ceva, vă rog eu, 30 de secunde, nu sunt confiscate, se încearcă doar a fi confiscate, nu sunt pentru că românul pentru că nu mai este cel din urmă cu 15-20 de ani. Românul spune problemele clar, concret, asta mă doare, vă rog ajutați-mă în problema asta. Încă ceva vă rog eu mult. Marcel Ciolacu a fost și a rezolvat
Am informația pe telefon. Problemele medicilor de familie, prețurile se mențin aceleași în următoarele 6 luni, timp în care se vor căuta noi soluții pentru ca omul de rând să nu fie afectat. Deci, medicii de familie se retrag din stradă, medicii de familie își vor relua de luni toată activitatea. Fără a fi afectați în condițiile, pacienții, în condițiile care au existat și în anul 2023 și fără a fi afectat nici măcar un pacient. Mai are rost să vă spun cum va fi anul 2024 politic. Va fi un an în care Partidul Social Democrat va încerca să se mențină pe linia pe care a mers întotdeauna. Respectul față de omul de rând și nu doar respectul, soluții concrete la problemele omului de rând, răspundere cu calm și diplomație celor care încearcă trâncălăia despre care făceam eu referire în emisiunile trecute, doar să latre, dar n-au soluții concrete, văd că sunt dus la cele două extreme, unii naționaliști, alții suveraniști, încearcă și, este dreptul și lor, politica, dar este democratic, spună... foarte bine. N-am ce să spun. Ați văzut că m-am abținut, m-am oprit aici. Eu îi respect pe toți cei care fac politică, dar, îmi pare rău, îi voi amenda în fața electoratului pe cei care nu fac politică pentru cetățeanul pe care îl reprezintă, că indiferent care am fi noi, nu am fi acolo în Parlamentul României dacă un grup de oameni nu și-ar fi pus speranța și nu și-ar fi pus în noi încrederea, indiferent care e acel nume. Deci tu trebuie să te bazezi pe acei oameni care și-au pus speranța în tine, dar nici tu să nu-i dezamăgești. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența. S-a terminat deja? S-a terminat. Vă mai așteptăm atunci când vă veți face timp și veți da o fugă de la București acasă. Oricând vă așteptăm repet, aici să veniți în fața Bunedoreniei. La disponibilitate, în fața cetățeanului, în fața invitațiilor, la postul nostru de televiziune și la orice post de televiziune. Și vă mulțumesc foarte mult și Dumnezeu să ne dea calea cea bună și Dumnezeu să ne însoțească în tot ceea ce facem, să ne protejeze munca, familia și, în primul rând, copiii, că eu tot la viitorul, nu a țării. Copiii reprezintă totul pentru orice familie și pentru orice om. Dumnezeu să ne ajute și tânăra generație să putem măcar să le dăm o cale bună de educație, cum a spus noastră, că educație ai și sănătate ai de toate. Doamne ajută! Să ne mai ajute și mintea și sufletul să ne ajute și atunci lucrurile sunt numai frumos spus și încheiat. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!